Da, pe... Cu ăsta, scurt genul ăsta. Ok. Și folosești cântarul. Ok. Staua. Foale. Și vedem cum le mulțesc. 4 cești din care o să torni bruiul. Pe care o să le servești pe toate la masă. Îl prepari, da? Bam, 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 bam. Iar după când ai ajuns la 300 de mililitri de turnat, turni în, în 2 pași. Prima oară faci blooming-ul, 50 de mililitri, iar apoi turni toată cantitatea până ajungi la 300 de mililitri. Da? Iar în timp ce se face extracția V60-ului, prepari espresso-urile. Okay. După ce ai servit espresso-urile, vii la ăsta, servești și brewing-urile. Și apoi te apuci de cappuccino. Da? Ok. Asta mi se pare foarte dificil de făcut. Ambele mâini. Și cu asta ce fac? Pe moț. Așa. În cafea, nu pe margine. Îți faci o spirală, pleci din centru, te duci spre lateral, termini spirala, încep dinainte, nu în centru. Toarnă, poți să torni. Deci începi din centru, te duci spre laterale, te duci din nou în centru, nu atingi niciodată laterala. Ok. Și a torna pe toată până ajungi la 300. Păi nu, că mi-a dat 800 de mii. Astfel de lucruri se pot întâmpla și în concurs. Și dacă nu facem asta de multe ori, riscăm să se întâmple. Gata, pune chetele la loc, pune chetele de espresso. Palete sus de acolo, le iei, le duci pe serviza de acolo. Care-s pentru bruș, le-ai dus la tăbiș, da?
cișcuțele cu toarta spre stânga ta, când le pui pe masă, la servire. Spre stânga mea. Da. Ok. Ca oamenii să poată să meargă dreapta. Anticipează-ți pe și puneți-le în colțuri ca să puneți să mai ai loc pentru celelalte recipiente. Cafeaua trebuie să intre toată în recipient sau bine? Trebuie să-ți folosești toată cafeaua. Ok. Dacă aici e da. Când dau cu lingurița prin el, nu trebuie să se vadă lichidul și crema trebuie să se întoarcă înapoi. O să vă arăt imediat. Și dacă de fiecare dată când nu-ți iese ceva, trebuie să zâmbești. Uh-huh. Așa. Deci eu acum dau cu lingurița. Datorită, deci... Ea are cappuccino, dar mi se vede lichidul, deoarece crema nu este foarte elastică. Mie nu trebuie să mi se vadă lichidul și toată crema să mi se întoarcă înapoi. Ai dat flash?
iar n-am numărat pe nu ai numărat pe nici. Ce-ți mai ține întrebat că mai este pe camă. Să rămână la urmă. Da. Super. Da, eu nu am treabă să stau aici. Nu. Nu, doamnă, nu. Vă explică. Da, bine, doamnă. Sărut mâinile. La revedere. La această probă, de mai mult decât desenul, este importantă consistența și gustul. Acesta este cappuccino. Dacă vedeți, dau și nu se vede. Se vede tot crema. Acesta ar fi cafe latte. De sete, o dată. Da. Asta singur a fost cappuccino, restul a fost orice altceva la fel de cappuccino. Da. N-am dat flash înainte de cappuccino. Masa. Este o murdară. Este o murdară. Cârpa este nearanjată. Da. Aia e murdară. Când faci brewing, îți folosești ambele mâini, fie că faci ceva cu ele, fie că nu faci ceva cu ele. Ori și ții mânuța cealaltă, una cu o mânuță în aer și una așa, nu ai ce să faci. 3. Cântă pentru tonicul. 3. Când faci blooming. Da. Da? Torn și în timp ce torn amesteci. Da? Ok. Am să-ți dau pietelul cu flow restrictor.
Da. Da? Asta, de acum încolo, va trebui să-l găsești un șervețel pe care să-l pui. Ok. Așa. Flașurile. Da. Înainte și după. Da. Și laptele. Nu am mai mult lapte. Deci că ți-e frică să-i faci cremă. Uite, deci. Da. Noi o să vrem lapte, exact îți arăt acum cât lapte vreau. Vreau să spui atâta lapte și vreau să-l faci. Și astăzi vom prepara o cafea din Columbia, datorită faptului că mâna mea se mișcă circular de la stânga la dreapta sau invers, cum o fi. Aceste striații împreună cu mișcarea mâinii mele oferă un flux constant și o trecere constantă a apei prin cafea, ceea ce mă ajută să scot exact aromele pe care mi le doresc, de piersică, iasomie și fructe de pădure. Aceste caracteristici ale cafelei vin de la solul vulcanic pe care cresc arborii de cafea și datorită ajutorului pe care îl primește arborile de cafea de la umbra celorlalți arbori la care stă. Avem pe această plantație o mare plantație de fructe de pădure, în Cuevântenanul, plantația Eli Herton, facem o cafea din Guatemala.